Am început și înregistrarea, am intrat și în direct în grupul Burlacu fără cenzură. Suntem cu doamna Tamara Rotaru, consilieră independentă în sat, și cu bloggerul, activistul, cetățeanul Marin Andoni. Eu o să fiu un fel de moderator, m-au rugat să-i ajut să intre în direct, să facă dezvăluiri. Ce dezvăluiri, mă rog, acum la ora 10 sau 9, cât a zis că e ora Italiei, cu 10 zile înainte de alegeri. Eu aceste dezvăluiri... Bună seara! Da, bună seara și vă salut! Salut toți locuitorii satului Burlac, comunii Burlacu. Eu aceste dezvăluiri deja le-am făcut de o săptămână, doar că au mai apărut oameni care vor să vorbească despre acest caz, ca să nu vorbim că spun mint sau ceva, adică să vorbim direct cu oameni care au avut epidemii din cauza familiei Stoinoglu, și anume candidatul la prezidențiale din partea lui Dodon și fratele lui sau verișorul lui, tot Stoinoglu. În anii 2007-2008, familia Stoinoglu avea jumătate de fabrică din satul Burlacu, din vinărie, unde mulți, acolo la sud sunt mai multe vinării care colectează poamă de la mai mulți cetățeni pentru a produce vin. În anii 2007-2008, fiind Stoinoglu deputat, așa era, verișorul lui sau fratele lui, cum el îi zice, brat, colecta cu 50 de bani mai scump kilogramul de poamă de la cetățeni ca să poată acumula mai mult poamă. Doar că banii nu îi dădeau deodată și au avut de suferit și de pătimit 176 de oameni din partea acestor escroci. După asta, oamenii văzând că nu pot să scoată banii din asta, au mers cu o plângere față de procuratura Cahul, unde, doamna Tamara, dacă puteți să ne aduceți aminte cum era familia procurorului Picaz. Procurorul Picaz Soltan, eu știu concret despre asta. Și nu, eu să lămurez după asta dumneavoastră povestiți tot. Care Soltanul a sunat direct deputatului Stoinoglu, care acum este candidat la prezidențiale, și Stoinoglu i-a dat indicații ca să arunce dosarul la urnă. După ceva timp, Soltan a fost eliberat din funcție, acum se află la moment avocat. Și oamenii, nici până în ziua de azi, în anul 2024, nu au primit banii de la acești escroci. Chiar și-au falimentat această fabrică de vinuri. Vă rog frumos, doamna Tamara, dumneavoastră ați avut curajul ca să spuneți, să ieșiți în fața oamenilor, spuneți din spusele dumneavoastră din privat, ați avut și dumneavoastră de suferit. Vă rog frumos, povestiți tot ce știți pe acest caz. Eu, ca să mă înțelegi, Marin, eu nici nu știam de postarea asta ta. Când mi-o trimite o rudă de-a mea prin aplicația Viber, eu când am văzut Marin și vorbește de satul Burlacu din Răunul Cahul, am rămas chiar atentă. Înseamnă că au fost alți mai curajoși care te-au sunat. Eu nu știam cine te-au sunat. Dar, de fapt, am pătimit și eu în acești ani, în anii 2007-2008. Deci, cum ai spus singur, fabrica noastră de vin a fost împărțită în două aripi, dispărțită în două. Una aparținea Vieru Vin, dar patron acolo era familia dinastia Stoinoglu. Atunci când au dat acțiile, pretins, se ademeneau oamenii că hai dați aici, că deci Stoinoglu Andrei, care el îi spunea fratele lui, pe atunci Stoinoglu Alexandru era deputat în Parlament și spunea că dați-le aici, că la mine deputat, bratul meu, în Parlament, adică și lumea s-a dus cam buluc și-a dat acolo acțiile la fabrica de vin. Ca după, ei inițial au lucrat, dar în anii 2007-2008, ce spunea? Așa își spunea cum spune Marin și cum alți cetățeni au zis. Ademeneau precum că dau cu 50, noi vedem cu 50 de lei mai mult, 50 de bani mai mult. Și lumea, neavând ce faci, că într-adevăr la noi, sudul, regiunea, Răunul Cahul, satul Burlacu, este MGF, adică este vecin cu satele din Răunul Cantemir. Drept ai spus, tot ce ai spus e tot drept. Deci, Cantemir au avut de suferit oamenii. Da, și din Cantemir. Și încă ce tragic, pentru că banii au fost, poama a fost luată, ce au făcut ei cu poama, evident, cred că așa, cu producția, lumea nu știe, dar ei nu au primit bani.
Sunt cetățeni, iată, este Ion Tudor Berdilă, care are peste 60.000 de primiți. Sunt cetățenii a Cărizan Ionică și tatălui, care deja decedat, oamenii s-au îmbolnăvit stresuri, nevoi. Eu personal vedeam cum veneau oamenii, că ei ademeneau, îi amințeau că veniți ca să vină patronul, să vină șeful la data cu tare, peste o săptămână, peste două. Și tot lumea, ca peste o săptămână, peste două, veneau la fabrică, inclusiv iarna, dacă pe timpurile astea au culeși, dădeau poama, ei undeva întindeau până pe ne, și apoi și până pe la Paști, dacă lumea venea și tot cerea banii, pe la Paști să vină, iată așa lumea venea și pleca. Deci eu sunt martor care am văzut lumii venind din Coștangalea, din Țărâncuța, satele astea care sunt la 10 km de noi, sta 4 km Țărâncuța de Burlacu, care aduceau cu o remorcă destul de mică, cât struguri culegeau ei, anume că să facă un ban și îl duceau acolo la găgăuș, cum se spunea. Deci uitați-vă prin ce metode, prin drept metode de exclucherie. Ei până la un moment au plecat, au falimentat fabrica. Da, și într-adevăr acum, deci, și grupul ăsta de cetățeni, inclusiv și care v-am numit eu, acești săteni ai mei, au depus o plângere. Au găsit deci a fost numit ales un alt administrator de către acționari și acest administrator al acționarilor a acționat în judecată. Și deci, de foarte mult timp merge, se judecă această cauză. Și eu, deci, printre altele, am întrebat și dacă cineva câștigă și dacă chiar câștigă ei, adică Aldistoia Noglo, ei se judecă, da? Inițial, ar trebui să achite salariile lucrătorilor, pentru că lucrătorii au fost implicați și lucrătorii au suferit și mulți dintre ei s-au îmbolnăvit și nu aveau cu ce să trateze. Apropo, chiar ieri m-am luat de vorbă cu sora medicală de la punctul medical de la noi, zici că soacra mea a murit. Deci bănuiam că o să avem zice, un venit de la poamă. Deci cu 250 de lei am trăit noi în anii aceia și că deși nu avem nici cu ce crește copiii. Deci e strașnic ceea ce se face la noi. Și cei care din localitatea noastră mă întrebau pe mine, deși până acum, Angela de Lef, deși până acum nu au acționat. Ei au acționat în judecată. Doar că uitați-vă ce se întâmplă. Și vă mai spuneam, despicoasa este preoteasă Ion, este coleg cu mine. Foarte mult ei au de primit bani de acolo. Și gata, de-a-te-i mort, nu se mai găsește nimic. Și așa că cei ce ai spus tu, că cei mai curajoși ca mine au fost, că te-au sunat, și exclusiv despre procurorul Soltan care a instrumentat această cauză, știam că și știu că el a fost până la urmă presat până într-atât că se lepe de lucru și dumnealui, dintr-un motiv de boală, a suportat o intervenție chirurgicală. Și deci dumnealui nu a fost, dar pe motiv de boală, dumnealui a fost nevoit să plece din sistem. Vă dați seama? Dar sunt foarte mulți cetățeni care au pătimit, inclusiv și eu am pătimit. Bine, la mine suma e mai mică, nu e atât de mare. Cât Dar acesta... sumă e, doamna Tamara, dumneavoastră ați pătimit? De 5.000. 5.000 ați dat poamă. Da. Oricum e mică pentru, eu cred. În comparație cu 60, cu 70 care au mai mult, e mică, eu consider, dar pentru mine tot este un ban. Și Eu, încă. persoanele care minim au sunat, aveau și câte 200 de mii. Da, eu și zic și 200, și mai ales Irizan Fănică, care tatălui Ionică Irizan, a decedat omul și ala și a pus hârtiile pe cheptele, a pus, da? Păi oamenii, vă zic, cu lacrimi în ochi, veneau femei, persoane singuri din satele astea, din Coștangalia, din Țărâncuța, veneau pe la poarta fabricii și ba ieșeau, ba nu ieșeau, până la urmă și îi goneau de acolo. Vă zic, uite, așa îi duceau cu bombonica, că la Crăciun n-a să vină, că la Paști, și pe urmă nici la 8 martie și niciodată. Și el acum se dă unul cinstit, inclusiv eu am zis, că da bine, eu când era el procuror, haideți să ne ducem să depunem plângeri la procuror, la Stoianoglu. Cui să plângi? La cort se plângi. Plângi la Stoianoglu, pe Stoianoglu. Da. E, Singur. faza e că nu v-o amăgit doar un an. Faza e că v-o amăgit vă 2 ani de zile, că voi duceți a doilea an, că poate ne-a dat banii și pe anul și el an. Tot așa vă dus în eroare. Aduceți și anul ăsta ca să vă dau și pe an. Și v-o amăgit și a doilea an.
Nu, că brat Andrei avea așa o mană el era capabil să intre și în beceri pe la Săteni ca să-i convingă, să aducesc la noi, că brat, noi facem. Dar apropo, încă ne-ai mai sugerat, ei acum vreo 4 ani în urmă tot mai veneau toamna. Nu știu cum fabrica încă nu era, deci acum este alt administrator acolo, adică alt proprietar, dacă au falimentat banca, ăsta, fabrica de vin. Și acum vreo 4 ani în urmă, tot au venit cu niște ademeniri din genul dat și au mai dat alt cetățeni, care este Birjunar Serghei al de Agnesa, Nichiforeac Elena cu Mihail, Nichiforeac Gheorghe cu doamna Natalia, care au dat poamă atunci, adică 4 ani în urmă, și dumnealor au depus plângerii. Deja, cred că atunci era, că eu, asta nu-i cazul meu, și nu m-am implicat eu. Nu că nu m-am, nici nu știu, dar ei au acționat în judecată, banii au dat, poamă au dat-o, și din judecată ceva le-au respins, sau, dar ei sunt dublu pierduți. Așa că la noi, aceștia care au știut să șmecherească, scroșii ăștia, s-au îmbogățit de-a dreptul și din gros s-au îmbogățit pe veniturile de pe podgorile cetățenilor. Pentru că la noi mai mult preponderent este viță de vie. Și lumea o muncea cu gândul că toamna o să deie la fabrică, nu o să duc prin alte localități și nu o să o arunce în pârău. Și iată vă spun în ce, dar chiar eu nu mi-n cap două cuvinte, două urechi am, dar mie nu mi-n capi, nici în capul ăsta am eu, nu mi-n capi. Cum tu, până atâta îndrăzneală să ai, să te manifesti în calitate de pentru mine. Dar când te păcălești odată, parcă e vina omului. Dacă când te păcălești a doua oară, e cam vina ta. Acum nu vina agenții lui să zică votați-l, votați-l, că o să vă dea și banii pe anul trecut, pe mamă și pe anțărți și pe... Votați-l președinte, că nu a făcut treabă nici ca deputat, nici ca procuror general, dacă președinte și e bun. Eu, doamna Tamara, dumneavoastră puteți să, eu azi vorbesc cu persoanele care am mai vorbit, strângem toți oamenii ăștia și să mergem, să cerem dreptate. Poate măcar procurorul ăsta general face dreptate pe cazul dat. Că aici oricum e escrocherii în proporții deosebit de mari. Ei posibil or să vadă acest video, că este video pe grup și se vor consolida, dar ei spun că au dat toate actele acestui administrator al acestor acționari, pentru că este pe rol, dar deja eu cred că s-ar putea de acționat. Pe Ne de altă apucăm de treabă. parte, ce răspundere are Alexandru pentru frate-su din sat? Îi zici și Ei brat, nici măcar aveau nu-i frate acțiuni drept, dar e ambii. ver, dvoiurăt nu-i Aveau brat. acțiuni și Alexandru. E Avea egal și acții el? și Alexandru, dar eu vă zic, acești cetățeni care ultima dată au dat foama, acum vreo 4 ani în urmă, el era procuror. Și unde se duce plângerea? Chiar dacă se duce plângerea la Chișinău, ea înapoi se întoarce în Cahul, deja mie mi-este clar. Și ce vă pare? Dacă au ajuns, vă zic, pe acest procuror și l-au eliminat din sistem. E logică aici, nu avem noi și să ne... Eu peste două cazuri mă iau, că e atâta îndrăzneală au avut să-și bată joc de lumea asta care... Asta e scopul lor, ei nu vor, iată eu vreau să zic că el este persoana care nu dorește să dezvolte țara, dar să o stagneze și să împiedice, că nu o să facă el mare floricere în La mai grațială, atunci au făcut ca procurorul eliberat bandiții țării, mă, e o grație, are și face în rol de președinte. Dar fiecare candidat poate să zic că te strag la dâns și numai eu la mine. Da. Eu dacă v-am fost dar așa este, mă tot ce ai spus acolo, că eu nu știam, dar când am văzut, atunci eu v-am scris dumneavoastră că zic, sunt, este adevărat. Bravo! Bravo! Și cred că ați mai... cum? Sunt vă doi care nu vor în presă. Nu vor să apară pe rețele socializare. Că sunt vârste cu... Dar eu ați mai găsesc oameni. Care eu cred că în zilele următoare să mai apar câțiva oameni Dar din Burnou. sunt care au decidat, vă spuneam că din Chisilie, din Țărâncuța, veneau femei, v-am spus.
Veneau femei, poate singuraci și săracele erau, stăteau pe la porțile fabricii și se duceau înapoi. Vă zic, poate chiar deja și-au decedat. Eu vă mulțumesc mult și chiar am vrut să confirm că este așa Mulțumesc. cum Mulțumesc v-au. dumneavoastră de curaj. Bravo, de curaj. Trebuie să deschidem ochii la oameni. Bun, mulțumesc și eu pentru Mulțumesc, intervenție. domnule. Cred că merita să mă sculați din pat, să mă puneți să fac transmisiunea asta live. Dar nu mai zic, nu mai dorneai ma ta, erai pe la vreun interviu pe București. Da, eram. Ceva Mă ta cu doream cu protestul. patinele, cu rolele, da, bun. Ah, hai, succes, Fiecare cu încurajează. bucuriile lui. Tăstrag la dâns și numai eu la rolele mele. Pa!